seara și domnilor, bine v-am regăsit! Doctorul Naturii intră din nou în casele dumneavoastră din acest moment. În emisiunea de astăzi vom continua să discutăm despre cremele de protecție și cremele de plajă. Alături de mine în studio a revenit doamna profesor dr. Maria Pop, specialist în terapia cu plante. Bine ați revenit în studioul nostru! Bine v-am găsit, cu mare plăcere! Așa cum am promis data trecută, astăzi vom continua să oferim telespectatorilor noștri mai multe informații legate de ulei, de produse de plajă, produse de protecție. Data trecută am discutat despre uleiul de morcovi și uleiul de cătină albă. Astăzi vom aduce în atenția telespectatorilor noștri alte produse. Deci, cred că ar fi bine să aducem în atenția telespectatorilor o emulsie cu produse naturale care ar trebui să fie aplicată după terminarea plajei. Deci, am terminat plaja, facem un duș și pe pielea umidă aplicăm această emulsie. Dar poate ne punem întrebarea, dar de ce să mai aplicăm ceva la sfârșit, că am terminat? Pentru că oricum un pic pielea aia exact. Are de suferit am de pe terminat bronzarea. Exact, ați răspuns perfect. Pielea oricum are de suferit, dar gândiți-vă că radiațiile ultraviolete de tip A, care sunt cu lungime de undă mare și sunt cele mai periculoase, acele acționează asupra pielei și după ce am încetat expunerea. Pentru că ele au pătruns în profunzime și acea acțiune se continuă, deci e valabilă mai multă vreme. Trebuie să ne gândim că câteodată sunt persoane care zic, eu nu trebuie să dau cu cremă de protecție, mai ales după, pentru că am stat la umbră având o piele sensibilă. Ei, nu e așa. Noi ne bronzăm chiar atunci când stăm la umbră. Pentru că 85% din radiații sunt reflectate de nisip, de construcții, de obiectele din jur. Deci, ca atare, ne bronzăm și la umbră. Deci, tot trebuie să ne protejăm. Iar vara, oricum, avem haine destul de sumare pe noi și rămân anumite părți ale corpului, rămân expuse, sunt descoperite. Gata, să vă spun altceva. Nici îmbrăcămintea, nici încălțămintea, nici costumul de baie nu protejează mai mult de 20%. Deci, specialiștii spun că ar fi bine să ne dăm chiar sub costumul de baie cu cremă. Așa, dar cu apa cum rămâne, facem baie și nu ne bronzăm așa de tare, nu ne prind radiațiile solare, că stăm în apă. E, atunci cred că ne prinde cel mai tare. Păi să știți că apa, cam o jumătate de metru în adâncime, absorbe cam 60% din radiațiile ultraviolete tip A, cele mai periculoase. Deci ca atare ne bronzăm și în apă. Oriunde am merge, noi ne bronzăm. Deci ca atare, în concluzie, avem nevoie de cremă de protecție. Deci, dacă vrem să ne menținem pielea sănătoasă, dacă vrem să ne protejăm de arsuri, de îmbătrânirea prematură, vorba de riduri, de lipsă de elasticitate, fermitate, este bine să folosim cremă și după. Ori, dacă ne gândim, cum a spus dumneavoastră înainte, oricum pielea rămâne un pic iritată după bronzare. Și un pic deshidratată. Exact. Și atunci această cremă așa de bine asigură hidratarea, asigură hrănirea. Deci se pliază așa de bine pe piele încât ne vom simți foarte bine. Deci, ne spuneți de acea emulsie. Da, această emulsie, mă gândesc că sunt mai multe ingrediente, eu vă voi spune câteva și mă gândesc că poate o mai vorbesc și de altă dată. Este vorba de uleiul de argan, uleiul din ricin, uleiul sau untul de seia, untul de cocos. Dar, alături de aceste patru plante, de multe ori, pentru ca crema să fie completă și foarte eficace, se mai adaugă puțin și acid hialuronic și puțin colagen, chiar și vitaminele A și E. Și atunci totul este în armonie și în siguranță. Deci de uleiul de argan, cred că toată lumea știe. Se obține din arborele de argan, original din Maroc, fiind un arbore foarte pretențios la condițiile de mediu. Dar uleiul de argan, cred că îl folosește multă lume și în special este extraordinar pentru tenurile uscate sau mature sau lipsite de vitalitate. Deci uleiul de argan hrănește și hidratează pielea. Exact ceea ce are nevoie
după plajă. Combate îmbătrânirea. Deci combate radicalii liberi pentru că conține cantități foarte mari de vitamina E. Dar dacă poate am mai vorbit sau nu, se spune că poate ar fi planta cu cantitatea cea mai mare de vitamina E. Deci vitamina E fiind antioxidantă, combate radicalii liberi și automat ne gândim la îmbătrânire și la combaterea oricăror boli de orice tip. Deci previne și combate. Prelungește bronzul, deci durata de menținere a acelui bronz frumos și calmează iritațiile, dacă sunt. Această cremă e și restructurantă, deci asigură tonicitatea pielii, deci pielea rămâne tonică, frumoasă, emolientă, pentru că conține foarte mult acești grași și ca atare va menține în continuare și echilibrul lipidic al pielii. Știm că membranele celulare au o componentă lipidică. Ei, această cremă, tocmai acest lucru îl susține. E excelentă pentru toate tipurile de ten. Numai că noi știm cel mai mult a fi folosit această cremă pentru tenurile uscate, pentru că tenurile uscate îmbătrânesc repede, tenurile uscate fac riduri rapid, tenurile grase fac mult mai târziu riduri și fac, încep mai târziu și fac ridurile în mai mică profunzime și mai puține decât tenurile uscate. Deci, ca atare, în concluzie, putem să spunem că uleiul de argan redă fermitate, elasticitate, vitalitate și întinerirea pielii. Un alt ulei este uleiul de ricin. Știm că planta ricin e o plantă ornamentală foarte frumoasă și atractivă, dar este foarte toxică, cu atât mai mult cu cât se cultivă de multe ori chiar în fața casei și poate acolo sunt copilași care ei nu știu să nu atingă frumusețea acestei plante. Uleiul extras din semințele de ricin e foarte bun pentru utilizarea externă, dar utilizarea internă nu se face de niciun fel. Dacă, Doamne ferește, 2-3 semințe ar fi ingerate, am citit în cercetări că ar putea un copil chiar să moară. Uleiul de ricin cel mai mult la noi. Da, semințele de ricin sunt foarte toxice, dar și florile, până și frunzele sunt toxice. Dar uleiul de ricin nu. Ca planta, în schimb, este frumoasă. Planta e tare frumoasă, numai că foarte multă lume știe cât e de toxică. Adică, cum să vă spun, eu nu zic să nu cultivăm, e frumoasă și mie îmi place foarte mult, dar cu precauție când avem copii. Noi, dacă adulții, bineînțeles, știm că nu punem mâna pe ea, cum sunt și alte flori de apartament. Știm că nu este bine să le atingem, dar frumusețea lor e de necontestat. Așa este. Așa, deci acest ulei de ricin este unul dintre uleiurile cele mai viscoase. Poate ați dat pe păr. În general, lumea îl folosește pentru sănătatea pării. Este foarte viscos, de aceea se recomandă ca ingredient în creme, pentru că se amestecă cu alte uleiuri și atunci se absorbe mult mai ușor și mult mai repede. Deci, această cremă are proprietăți antimicrobiene pentru că conține acid ricinoleic. Ei, având proprietăți antimicrobiene, ne gândim la tenul acneic, care, alături de acele iritații, trăiesc niște bacterii caracteristice. Ei, vine acest ulei și combate aceste bacterii și, ca atare, combate acneia. Deci, reiese clar că acest ulei este bun pentru tenurile grase, tenurile acneice. Deci, pentru tenurile grase, în general, elimină și excesul de sebum. Și este uleiul care nu închide porii și reduce și acea tendință a tenului gras de a forma comedoane sau acele puncte negre. Uleiul de ricin este un ulei caracteristic regenerării pielii, dar prin faptul că conține multe trigliceride, este un ulei hidratant care este foarte recomandat și tenurilor uscate care au nevoie de așa ceva. Deci, tenurile uscate, pe lângă faptul că le hidratează, le și curăță de impurități, le curăță de excesul de orice poluant sau substanțe iritante
și se absorbe. Problema care trebuie să o știm este că se absorbe mai lent, mai lent decât celelalte uleiuri. Dar nu este o problemă, pentru că noi știm, totdeauna uleiul de ricin îl amestecăm cu alte uleiuri. Este o variantă pentru pielea pigmentară. Să știți că foarte frumos dispersează pigmenții, fie că sunt pistrui sau alte pete. Și e o variantă foarte bună pentru păr, pentru vergeturi, acele vergeturi care apar în partea de sus a picioarelor, pentru celulită. Deci, normal, întrețin... Acest ulei cu, pentru vergeturi și celulită, dacă tot ați amintit, cu ce este recomandat să fie amestecat? Păi, de exemplu, am vorbit înainte cu uleiul de argan. Dacă l-amestecăm cu uleiul de argan, care se absorbe atât de repede și pătrunde în profunzime, face o combinație excelentă, astea două. Și acum, untul de seia. Ați auzit de untul de seia? Se obține din semințele plantei seia, care crește în savanele din Arabia Saudită. Deci acolo e locul lor caracteristic unde crește. În cazul acesta, pentru a fi produs acest ut, se înlătură pulpa fructului și rămâne numai partea din mijloc tare, nucile, care se sparg. După ce se mărunțesc, se presează și se scoate ca un fel de pastă, că nu e ulei e data aceasta, știți? Ca un fel de pastă foarte asemănătoare cu untul. De aceea se numește untul de seia. Acest unt, ce-i caracteristic? Pentru că unii zic că e prea lichid, alții că e mai solid. Ei, că e lichid și că e solid, depinde de locul unde crește planta. Pentru că această plantă seia conține doi acizi grași, stearic și oleic. Dacă conține mai mult stearic, va fi mai solid. Dacă conține mai mult oleic, va fi mai lichid. Deci, e bun și într-un fel și în altul, dar aspectul general este, la temperatura camerei, este de solid, așa cum este și uleiul de cocos. Dezavantajul este că această plantă intră în fructificare numai după 15 ani. Probabil de aceea este și scumpă. Da. Iar maturitatea plantei, când maturitatea ar însemna când uleiul este cel mai bun, este la vârsta de 25-30 de ani. Vă dați seama când trebuie să așteptăm ca să fie planta matură, să fie uleiul de cea mai mare calitate. Dar bucuria este că trăiește în jur și peste 300 de ani. Așa că după ce a ajuns, trăiește mai mult, așa că ne putem bucura de ea. Untul de seia, deci datorită acestui conținut mare de acizi grași și uleiul cu ion acid graș foarte important, conferă pielii hidratare. Formează la suprafața pielii un film protector. Menține elasticitatea pielii, diminuează inflamațiile, iritațiile. Conține foarte mulți fitosteroli, dintre care predomină acidul cinamic. Și prin aceasta este un factor de protecție împotriva radiațiilor ultraviolete, în special A, care sunt cele mai toxice, să zicem noi, nu toxice, ci dăunătoare, cât și radiațiile ultraviolete B. Înlătură iritațiile, previne arsurile solare. Acum, am spus că previne arsurile solare, acum noi suntem după plajă, dar totuși un factor de protecție pentru mai târziu, știți? Acest ulei conține foarte mulți antioxidanți naturali, de aceea protejează pielea de radicale liberi, ori noi știm că radicale liberi sunt cei cauzatori de majoritatea bolilor infecțioase și mai ales degenerative. Dar acest ulei de seia, prin cantitatea mare de antioxidanți, se protejează pe sine însăși. Deci, acești antioxidanți protejează uleiul de râncezire. De aceea, untul de seia sau uleiul de seia poate să stea timp îndelungat și nu se strică, pentru că propriul lui antioxidant îl protejează. Am înțeles. Putem să
discutăm puțin și de uleiul de migdale, să oferim telespectatorilor noștri. Are ulei? De migdale. De migdale, da. Uleiul de migdale, vedeți că se spune migdale... Se folosește foarte mult în produsele cosmetice. Da, se spune migdale dulce. De ce le numește migdale? Pentru a face diferența între migdale amare. Uleiul de migdale dulce e un uleiul foarte bun pentru ten, dar în același timp se poate folosi și pe cale internă. În schimb, uleiul de migdale amare este un ulei numai extern. Și este mai bogat în acești grași, în steroli. Deci, oarecumva, e mai calitativ decât uleiul din migdale amare și este un ingredient foarte important pentru crema de protecție solară. Acest ulei chiar este o protecție mare pentru radiațiile ultraviolete de tip A și de tip B. Și uleiul de migdale, dacă nu știu, ați folosit sau ați văzut, are o proprietate a lui că se absorbe foarte greu. Dacă aplici ulei de migdale pe piele, o să vezi că el stă un timp mai îndelungat până se absorbe. Acesta este motivul pentru care în cabinetele de masaj vei găsi la foarte multe persoane acest ulei cu care fac masajul pentru că durează mai multă vreme. Este un ulei foarte bun, dar trebuie să avem și răbdare până se absorbe sau tocmai de aceea uneori este combinat cu alte uleiuri pentru a se putea absorbi. Deci conferă hidratare, conferă nutriție, elasticitate, stimulează sinteza de colagen, care este proteina restructurantă a pielii, cea mai importantă, elastină, menține fermitatea, pentru că ce înseamnă fermitate? Intră în componența lichidului extracelular și alături de alte componente importante și ca atare pielea va fi fermă, va fi suplă și la prima vedere parcă are un aspect mai tânăr. Da. Mai avem 5 minute până la finalul emisiunii. Care sunt uleiurile despre care mai doriți să punctați pentru telespectatorii noștri? Ar fi bine om vorbi neapărat despre uleiul de cocos. Aș vrea să fac, dar de altă dată, pentru că mai mult de vorbit, când vorbim de uleiul de cocos și untul de cocos, nu e același lucru. Trebuie să fac diferența, să vadă om care este mai bun sau când îi trebuie ulei de cocos sau când are nevoie de unt de cocos și care e diferența dintre acestea două. Că, de fapt, amândouă sunt preparate din nuca de cocos, deci nu din altceva, numai că din alte părți componente. Am mai vorbit de colagen, importanța lui în cremele după plajă, am vorbit de acid hialuronic, de vitaminele A și E și vom vorbi și de vitamina D, pentru că poate această vitamina D, pot să vorbesc acum câteva cuvinte? De multe ori ni s-ar părea că oare de ce vitamina D? Pentru că această vitamină o fabrică corpul nostru în prezența razelor solare. În prezența. În prezența. Și noi stăm la soare. Pentru că s-a constatat că nu toate persoanele și nu în toate anotimpurile și nu în fiecare zi pielea lucrează la adevărata ei valoare, la capacitatea ei optimă. Și cercetările au constatat că foarte multe persoane, chiar care trăiesc în regiunile însorite, au lipsă de vitamina D3. Și atunci, o suplimentare, bun înțeles, bine gândită de farmaciști, a cremei cu vitamina D3, asta în special în crema care se aplică înainte de plajă, sporește, adică ajută organismul să-și utilizeze mai bine resursele sale de a sintetiza vitamina D și de a proteja pielea de deficiență de vitamina D. Deci, toate lucrurile sunt bine gândite. Vedeți dumneavoastră că tot timpul sunt cercetări. Acum, nu știam noi mai de mult că nu trebuie chiar să facem plajă continuu, e suficient să stăm într-o zi cu un braț la soare, 15 minute, că pielea noastră ar trebui să absorbe vitamina D, adică să sintetizeze, de fapt, vitamina D de care are nevoie pentru o zi. Ei, dar nu în fiecare zi stăm la soare. Și ca atare, este totuși bine să fim atenți cu această vitamină care e foarte importantă. Da, suntem la final. Doriți să punctați dumneavoastră ceva, așa? Eu zic că de a ne despărți de telespectatori? Eu zic că ar fi bine să știe fiecare telespectator că mai ales în condițiile de
astăzi, când tot timpul se vorbește despre pericolul radiațiilor ultraviolete A și B, ar trebui să fim foarte atenți cu pielea noastră înainte de a ne îmbolnăvi. Pentru că nu e vorba numai că vom face o arsură solară. Vedeți că și arsura solară este un factor de risc pentru cancerul de piele mai târziu. Dar se produc și se activează tot felul de boli pe care nici nu ne gândim. Și când ne trezim cu ele este foarte greu. E mai ușor a preveni decât a trata. Și ca atare, ar fi bine fiecare dintre noi, când facem plajă, să ne dăm cu o cremă de plajă înainte, indiferent cum facem plaja și unde facem plaja, iar după ce am terminat... Indiferent de ten. Da, indiferent de ten. Acum, sigur că dacă e tenul mai deschis, vom da cu o cantitate mai mare, tenul mai închis cu o cantitate mai mică. Dacă e tenul mai deschis, dăm de mai multe ori. Cu tenul mai închis, putem da de mai puține ori. Și neapărat după ieșirea din apă, dacă mai facem plajă în continuare. Dar să nu uităm, și după ce am terminat plaja, să dăm cu o altă cremă hidratantă și emolientă pentru a ne întreține pielea și pentru a combate în continuare efectul radiațiilor ultraviolete de tip A, care încă există în pielea noastră și încă activează. Da, și să mai reamintim telespectatorilor noștri, așa cum spuneați și dumneavoastră, să nu se expună la soare între orele 11 și 16, pentru că soarele este foarte puternic în acel interval de timp și atunci are alte efecte chiar și cu crema de protecție pe noi. Da, deci dacă ne expunem la aceste ore, n-ar fi vorba numai că facem o arsură solară, vezi că și arsura solară are riscurile ei, dar e vorba de activarea factorilor de risc care produc anumite boli ale pielii. Și mai ales tot timpul ne gândim la melanom, la cancer de piele, pentru că din ce în ce tot mai multe persoane se îmbolnăvesc de așa ceva. Și ca atare să prevenim. Cu cât prevenim, cu atât nu ne vom confrunta. Și să mai precizăm ceva, să se hidrateze foarte bine, pentru că noi am vorbit de creme de protecție, creme de plajă, dar n-am amintit de hidratare. Toată lumea spune că hidratarea este foarte importantă, organismul procesează totul altfel în momentul în care suntem hidratați corespunzător, indiferent de moment. Sigur că da, foarte bine. Totdeauna, hidratarea este atât de importantă, mai ales în perioada de plajă, dar de fapt totdeauna și tot timpul anului. Asta e pe cale internă. Poate odată... Consumul de lichide. Da, consumul de lichide, de la apă, la sucuri, indiferent, dar să fie lichid. Neapărat 2 litri de lichid într-o zi, cel mai puțin. Mai ales acum, în perioada verii. Da. Mulțumesc că ați fost și astăzi alături de noi. Vă aștept și data viitoare să vorbim despre alte afecțiuni, alte plante și alte tratamente. Cu mare plăcere, o să venim. Doamnelor și domnilor, atât pentru astăzi la emisiunea Doctorul Naturii. Mulțumim că ne urmăriți. La revedere!